Ne aflăm la Horia, pe ruta Roman, Piatra Nams. După cum vedeți, viscolește puternic, temperaturile sunt foarte scăzute, la fel și vizibilitatea este foarte, foarte redusă și meteorologii au anunțat că va persista această vreme rea până mâine dimineață la ora 10. Așa arăta astăzi DN15D, mai exact ruta Roman-Piatra-Namț, atunci când reporterii Roman TV au verificat starea drumurilor din apropierea municipiului nostru. Vizibilitatea în trafic era foarte redusă, iar viscolul și stratul de gheață format sub zăpadă îngreunau circulația. Vremea nefavorabilă va persista cel puțin până sâmbătă dimineață la ora 10. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-55 de km la oră și pe arii restrânse va atinge 70 de km la oră, temporar viscolind și spulberând zăpada. Încă de ieri, poliția rutieră recomanda utilizarea autovehiculelor proprii numai dacă este strict necesar. Alternativa optimă fiind mijloacele de transport în comun, avându-se în vedere și faptul că din cauza depunerii de zăpadă vor fi probleme și cu locurile de parcare în următoarele zile. Azi dimineață cinci localități din județul Namț au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor. Este vorba despre localitățile Bunchi, Poienari, Patricheni, Pâncești și Tâlpălăi, fiind afectate 900 de familii. Potrivit reprezentanților ISU Namț pentru prevenție venirea decesului prin hipotermie, în centrele de cazare destinate persoanelor fără adăpost au fost cazate 37 de persoane, 17 la centrul din Piatra Neamț, 6 la centrul din Roman, 9 la centrul din Târgu Neamț și 5 la centrul din Roznov. Polițiștii neamțeni le recomandă șoferilor să pornească la drum numai după ce s-au interesat cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgă și cu privire la situația meteorologică existentă. Autovehiculele trebuie să fie echipate corespunzător pentru circulația acestora în condiții de iarnă și toți conducătorii auto trebuie să respecte indicațiile și recomandările polițiștilor rutieri care acționează pe arterele pe care se circulă îngreunat. Chiar dacă atenționarea de cod galben de ninsori, ger și vijeli va persista până sâmbătă la ora 10, în zona Romanului va ninge până luni 9 ianuarie inclusiv.